Salut, suntem Indrautel la gadget.ro. Sunt la standul Alcatel și l-avem în față pe Alcatel A3 XL, care vine cu un display de 6 inch, un display IPS cu rezoluție HD. Telefonul are un procesor quad-core, are LED flash în partea frontală, camera principală de 8 megapixeli cu cititor de amprentă și LED flash. Avem un capac cu o textură plăcută și cu un grip foarte bun. În partea spate se află și difuzorul. Da. A3-ul celălalt avea un difuzor sus și unul jos. Aici avem probabil un difuzor sus și unul pe spate, sau doar cel de pe spate. Camera frontală este de 5 megapixeli, rulează Android în versiunea 6.0 Marshmallow. Un telefon proaspăt lansat care nu trece pe Android 7.0 Nougat moment. De fapt sunt alte specificații. Telefonul are Android 7.0, iar aici specifică care Android. A, de fapt, eu am greșit. Rulează Android 7.0 Nougat. Ce scuze pentru greșeală. La baza ecranului se văd tastele de tip touch buttons, back, ieșire pe ecranul de start, aplicații recente. Nu am găsit informații legate de bateria lui. Sper că au pus o baterie de la 3000 de mAh în sus. Încă e un ecran mare, un telefon mare. În partea superioară avem jack-ul de 3.5 mm, în lateral dreapta power, graia volumului și slotul pentru microSD, la bază portul microUSB, în lateral stânga sloturile pentru SIM. Avem un telefon unibody, ce nu oferă acces la baterie. Acestea ar fi primele detalii legate de A3 XL. Mulțumesc pentru atenție, o zi cât mai bună, la revedere!